Salutare, dragi prieteni! A cincea zi în care eu filmez săptămâna vlogurilor, adică vineri, și astăzi am foarte, foarte multe lucruri de făcut pentru că părinții mei au plecat și eu am zis de ce să nu fac curat în bucătărie, așa că trebuie să spălăm vasele, să dăm cu aspiratorul și da, uitați aici câinele meu, uitați-l aici. Și hai să ne apucăm de curățenie. Când m-am dus în mare, deci eram cu câinele meu, așa, și după, dintr-o dată, el a crezut că eu nu ajung până cu picioarele până în jos și a crezut că mor. Și m-a tras de păr, m-a zgâriat peste tot, a încercat să mă ia din apă și m-a dus în jos. Și chiar era să mor dacă tata nu era lângă mine. Acest câine era să mă omoare. Uitați-l, ce drăguț e. Bine. Bine că era tatăl lângă mine. Pe ce sunt? De sus? Am venit acasă. Am obosit super. Porul meu este super, super nașpa. Uitați-vă. Pentru că m-am spălat și mare și s-a uscat așa. Acum trebuie să ne spălăm. Este afară, încă nu s-a întunecat și bine că am venit, zicem, așa mai repede. Mare este acolo, după cum puteți vedea, și este aproape. Ne ducem să ne spălăm.